cu o replică pentru fanii ei inimoși de la Peluza, spre care vor ataca în această repriză secundă dirijată de același Ovidiu Hațegan. Un excelent arbitraj în prima parte. 4-1 pentru Steaua la pauză. Ultima dată când a marcat un Rotariu în Dinamo Steaua se întâmpla în 1990, în mai 90 Rotariu marca pentru Steaua. A fost 6-4 pentru Dinamo. Încă un Rotariu în această seară la 4-1 pentru Steaua. Atunci au fost multe goluri, vreau să spun că vor fi vedea probabil și mai multe. Pintili a fost în Mărtean, fundașii centrale ai Stelei s-au incomodat reciproc. Îl vedem pe Sâmbărtean, Bubacar. Grecu a fost, Rotariu, Dorin Rotariu, autorul golului dinamovist, încearcă să verticalizeze. Steaua acum are șansă bună de contraatac. Cheșeru, Latovlevici, așteaptă în stânga și primește Tănase, autorul golului 4 pentru Steaua. Tănase, continuă Tănase, Tănase în care? Tănase! Dragoș Grigore, ghinionist capitanului Dinamo, la golul 3 marcat de Kipciu. După o fază de atac bine construită, să spunem și asta, de șeptarul Stelei, Bubacar. A cerut faul, parcă neafectați deloc de scorul de pe tabelă, însă Steaua continuă să aibă momente în care accelerează necruțător pentru Dinamo. Să ne uciți fundașii lui Dinamo de atâtea curse cât au reușit Kipciu, Adi Popa, dar și mai ales cei doi fundași laterali, Varela și Latovlevici. Practic readuși la stadiul de începători jucătorii lui Dinamo. Povestea pare să aibă de-abia acum amploarea anunțată la meciul din campionat, cu un Steaua în prim plan și Dinamo la condiția de participantă la joc. A fost Sâmbărtean, apoi Pintili, Sâmbărtean. Încântător Sâmbărtean în prima repriză, la primele două acțiuni ofensive ale Stelei. Rotariu. Toată lumea vrea enorm de la el. Puștul lui Dinamo se bate și menține această minge în teren pentru Dinamo. Aruncă de la margine Grecu. A fost Dragoș Grigore cu Durimel. Nu, Adrian Popa a intrat în locul lui Durimel. Dinamo în careu, Tătărușanu. Bărboianu și-a dorit enorm să trimită mingea în plasă. El are pe conștiință autogolul cu care Steaua a reușit să câștige ultima cupa a României din Palmares în 2011 la Brașov. Încă o dată mingea trimisă de Țucudean, preluarea lui Bărboianu și șutul pe poarta lui Tătărușanu. Și aceasta a fost o minge deviată ușor. Tătărușanu mai norocos decât Bălgrădean la golul lui Kipciu. Devierea n-a fost una decisivă. Steaua recuperează. Sâmbărtean. Bubacar, Elton. Brazilianul continuă. A fost Lazar. Excelent plasat la Toblevici. De obicei ratează în astfel de faze. Fundașul lateral al Stelei a reținut mingea. Recuperează steliștii. Cheșeru. Dreapta se duce Adi Popa, Cheșeru a continuat cu Kipciu. Repunere din colțul careului de 6 metri. O șapcă în plus pentru Regecamp în repriza secundă. 13 margine Stoican. Momente de speranță pentru fotbal, pentru Steaua și Dinamo, antrenori tineri care s-au înfruntat pe teren în Steaua Dinamo, pe băncile celor două cluburi care rămân marile cluburi din România. Ultimii 25 de ani, campioane din ultimele 25 de ani, sunt reprezentate la nivel înalt acum doar de Steaua și Dinamo. Craiova, MB, Rapidul la fel,
CFR-ul și Oțelul se pregătesc de retrogradare, Urziceni e de mult praf și pulbere. Cum e în viață, chestiune de alegere, de decizie. Mititelul a avut pe Regecamp, care a păcătuit în opinia oltenilor prin faptul că a încercat să le interzică pizza fraților și savarinele. Și uite așa, Regecamp a plecat de la Craiova și astăzi conduce Dinamo cu 4-1 în fața a peste 50.000 de oameni. Astăzi, într-o zi în care Mititelu a anunțat că retrage Universitatea din campionat. Istoria merge mai departe cu Steaua Dinamo. Steaua în acest moment în avantaj pe tabelă și în meciurile directe pentru a doua oară în istoria acestor confruntări de 66 de ani. Varela recuperează pentru Simontan. Ce frumos a întors mingea în fața lui Rotariu. Eleganța desăvârșită pentru platinii de la Bistrița, cum era supranumit când juca la Gloria. Păcat că n-a vrut mai mult în carieră. Putea obține foarte mult, putea obține imens. La Palmares mă refer. Și la bani, de ce nu, dar ar fi câștigat poate mai multe titluri. S-ar fi bătut la 34 de ani pentru primul titlu de campion. Tănase spre Latovlevici. A simțit excelent pe Latovlevici. Moment excelent pentru Tănase. A ieșit Rus în fața sa. Același Tănase înapoi pentru Sâmbărtean. Pintili, Tănase, Sâmbărtean, cei mai tehnici jucători ai Stelei. Am văzut și copii fericiți în această seară. Sunt suporterii Stelei. 4-1 pentru Steaua, care continuă să atace. Varela la poarta lui Bălgădean, care are șansă de data asta. Și pe mâna portarului Stoican a ajuns în starea asta. Nici fundașii n-au tras cu el. Am văzut și pe Greco acum. A strâns prea mult în centru. Dinamo prin Valentin Lazar. Lazar! Gol! Gol Dinamo! Dinamo reintră în joc. Și reintră în calculele calificării. Vă reamintim că meciul de peste 3 săptămâni va fi organizat de Dinamo. Este 4-2. Liniștea din jocul Stelei a fost prompt taxată de Lazar. Ce finalizare frumoasă! Omul cu pasa de gol pentru reușita de la 1-1 a lui Rotariu și bară gol pentru 4-2. Lazar este omul lui Dinamo. Omul numărul 1 al lui Dinamo, Gardoș, blocat cu un simplu dribling de către Valentin Lazar. Transfer excelent de la Sportul pentru Dinamo, reușit cu această mutare. 4-2, returul se joacă, chiar dacă diferența dintre Steaua și Dinamo este evidentă. Dinamo nu renunță la luptă și asta face lupt să, ca de adevăr, meciul să fie în continuare unul deschis. Și Stoican îl bagă în teren și pe Bilinski. Iese Țucudean, intră Bilinski. Curaj, curaj și pentru antrenorul lui Dinamo. Este om de gol polonezul. L-am văzut cu două finalizări de atacant de calitate în meciul cu Pandurii. În urmă cu 7 ani, Dinamo câștiga în Ghencea cu Dănciulescu, cu Claudiu Niculescu. Cu scorul de 4-2. Acum este 4-2 pentru Steaua pe noua arenă națională. Un stadion care la vremea aceea, data disputării acelei partide, nu exista. Dinamo a căpătat tupeu. Dinamo se întoarce în ofensivă. Este un scor care îi dă speranțe pentru retur. A schimbat fundașul central pentru a cârpi o gaură acolo unde Turimel a gafat de două ori la golurile Stelei. Valentin Lazar este în formă, apoi l-a schimbat pe Țucudean cu Bilinski, căutând încă un gol. Încă o dată driblingul lui Lazar în fața lui Gardoș. Țucala, scuze.
imobilitatea înaltului fundaș al Stelei, excelent în jocul aerian, fotbalist inteligent, s-a dovedit însă clară atunci când Lazar a reușit cu un dribbling scurt să pună mingea pe un gol spectaculos al lui Dinamo. Din nou Lazar pentru Bilinski. Steaua s-a liniștit prea devreme. Este în mod clar mult mai cap. Multe și un rezultat deschis cu o echipă care a fost în prim plan, Steaua, și cu una care tot timpul s-a ținut să se autodepășească în acest meci, Dinamo. Bilinski. Cei doi polonezi, Bilinski și Sucala. Ce pas a dat Bilinski! Tătărușanu prinde la centrarea lui Grecu. Mingea printre picioarele lui Sucala mai devreme, cu Bilinski, cu spatele, cu călcâiul. Foarte frumos momentul reușit de polonezul lui Dinamo. Pe limba lor a fost. Bubacar, este lovitură liberă pentru Steaua. Oficial dinamovist Ionel Dănciulescu. Ne-am obișnuit cu el în teren, parcă o viață. Omul derby, omul cu cele mai multe goluri marcate în Steaua Dinamo. Și pentru Dinamo, multe, dar și pentru Steaua. Steliștii nu uită asta. Au fost vremuri frumoase pentru Dănciulescu la cele două formații. N-a strălucit la națională, însă un golgheta la României care a reușit să aducă strălucire în jocul echipelor sale de fiecare dată când a fost pe teren. O nouă lovitură liberă pentru Steaua. Hațegan lasă jocul să continue rapid. Performanța lui Țiți Dumitriu, cred că o atacă și Regecamp. Trei titluri la rând, trei participări consecutive în UEFA Champions League, așa cum a reușit Țiți Dumitriu, trecând de fiecare dată de turul preliminar, așa s-a jucat atunci, meciuri însă cu echipe mai grele. Sămărtean, Tănase, steliștii combină, dar iată, jocul lor se rupe la 20 de metri de poarta lui Bălgrădean. Elton, deposedat de Latovlevici, care încearcă cu exteriorul pentru Piovacari, italianul prinde. Centrarea lui nu are precizia pe care ar fi avut-o dacă italianul ar fi fost învățat cu acea poziție de mijlocaș. Tănase. Dinamo așezată bine în două linii, însă încep să mai obosească jucătorii lui Stoican. Steaua trece din nou prin planul jocului, aleargă la Tovlevici, este însă minge de repusă de Bălgrădean pentru Dinamo, care se grăbește. Se grăbește și nu prea Bălgrădean. Steliano Filip se pregătește să intre pe teren pentru Dinamo. Om de națională, ținut pe bancă în acest Steaua Dinamo, a intrat. Grigore este în teren. Piovacari îl atacă pe Bălgrădean. Rotariu, elegant. Bubacar. Bilinski, excelent, a încercat să protejeze în fața lui Sucala. Recuperează însă steliștii prin Tănase. A fost Iancu. Acum o minge primită de Bălgrădean, de la Dragoș Grigore. Grecu. Dinamo joacă cu tupeu, puțin și cu nervii suporterilor. Bărboianu a urcat direct în galerie într-o încercare de recuperare a memoriei. Fanii nu mai sunt supărați pentru el, pentru finala pierdută în ultima dispută cu Steaua, finala Cupei României, Timișoreana. Grecu. Constantin Grecu a vrut să centreze, dar și-a dat seama la un moment dat că ar fi putut să și tragă. Și așa a ieșit
faza pe care tocmai ați văzut-o. Bărboianu, jucătorul înlocuit. Vremea reconcilierii între suporterii lui Dinamo și Bărboianu. O reîntoarcere în Ștefan cel Mare, importantă pentru Otean. 4-2, minutul 75 și un sfert de oră, cu Dinamo încercând să obțină și golul al treilea pentru un retur mult, mult mai strâns pentru echipa lui Stoican. Dinamo continuă să se gândească la finala Cupei Steaua. Faul și cartonaș galben pentru Rus a fost, nu, Grigore. Grigore. Da. Primul avertisment acordat de Hațegan după 75 de minute. Repriză secundă, mult mai echilibrată, cu Steaua în umbra realizărilor din prima parte, când a reușit primele două goluri cu fundașii laterali la Tovlevici și Varela. Steaua aproape de gol! Gol! 5-2, Cheșeru! Steaua, Cheșeru! Al doilea gol în poarta lui Dinamo în două meciuri consecutive în tricoul Stelei. Se îndreaptă direct spre paginile de istorie. Dacă va rămâne mai mult, are șansa să-și îmbunătățească performanța. 5-2. Meciul cu cele mai multe goluri după finala din 90, pe 23 august, cu iarba asemănătoare. Atunci Steaua avea mulți accidentați. Dinamo a învins cu 6-4. Momentul de încununare pentru trupa lui Lucescu, cu Răducioiu, Mateuț, Sabău și Lupu marcator. De cealaltă parte erau Lăcătuș, Ilie Dumitrescu sau Lotariu. Atacanții veritabili, vârfurile, Piovacari cu o pasă de număr 10, de decar. De aproape 30 de ani n-a mai dat Steaua 5 goluri lui Dinamo în cupă, vă spuneam, de la cel 5-0, tot într-o semifinală de cupă în 85, cu Pițurcă, Lăcătuș și Balint marcatori. În cupa pentru Steaua, în meciuri înainte de această seară, încă o victorie pentru echipa din Ghecea. Dinamo continuă însă să caute golul 3 pentru a rămâne în cărți în retur. Personaje legendare prezente însă doar într-un mod virtual în această seară. Piovacari, dacă reușea stopul, era pericol mare, pericolul nu s-a oprit. Steaua în fața golului 6, Bălgrădean respinge la o nouă acțiune de atac, la o nouă combinație a steliștilor finalizată de Cheșeru. Cheșeru și Piovacari, ce bancă are Steaua. Stoican a replicat cu Adrian Popa și Bilinski și Steliano Filip. Ca nume nu sunt neapărat ăsta rău, Dinamo. Se mai are de crescut. Bilinski, Valentin Lazar face ce face și ține mingea la dinamoviști. A fost Steliano Filip, Bilinski. Lovitură de la colț pentru Dinamo. Nu. Claudiu Cheșeru în fața golului 6, a tras exact pe direcția lui Bălgrădean. Și acum șutul lui Bilinski pe lângă poarta lui Tătărușanu. 7 goluri în această seară într-un și Steaua nu s-a terminat, de poveste. Și nu s-a terminat, Steaua continuă să atace. Îl vedem pe Sumărtean, așteaptă Iancu, continuă Sumărtean, este lovitură liberă. Și cartonaș galben pentru dinamoviști, să vedem, apare galbenul pentru Grecu.
dinamoviștii au obosit, nu au foarte multe meciuri în formula aceasta. Îți asumi astfel de rezultate atunci când dorești să reconstruiești, dar mai ales când dorești să reconstruiești cu bani puțini, pentru că Dinamo s-a uitat cu foarte multă atenție la ce a cheltuit. Vorbeam că Steaua a dat pe Varela un milion, îi plătește un salariu foarte mare lui Piovacari sau lui Sâmărtean, siguranță și lui Cheșeru. Diferență de talie remarcabilă între Steaua și Dinamo, diferență de bugete, însă banii Steaua au fost făcuți investind. Dinamo este într-un alt moment al istoriei sale, când trebuie să-și plătească datoriile trecutului. Cu toate astea se reprezintă onorabil, este meci în unele momente, diferența de pe tabelă este absolut meritată pentru Steaua. 5-2 în acest moment, peste 3 săptămâni Dinamo se poate gândi doar la minuni.